N-am văzut în viața mea decât voia lui Dumnezeu. Am căutat-o să o aflu și să o urmez. Pe Patriarhul găsești la biserică în orice zi în care se săvârșește liturghia. În restul timpului păstorește turma Domnului din reședința patriarhală. De ziua lui, dealul mitropoliei parcă înflorește. Credincioși obișnuiți, fețe bisericești, oameni politici urcă dealul cu flori în mână. Anul acesta a împlinit 92 de ani, o viață de om, o viață mai puțin obișnuită, o viață dedicată credinței cu suișuri și coborâșuri, cu împliniri și amărăciuni. A trecut firesc prin toate treptele vieții mănăstirești. La 9 noiembrie 1986 a devenit însă părintele întregii biserici ortodoxe române. O vreme tulbure în care bisericile cădeau la un simplu gest, făcut chiar și din greșeală. Au căzut sub povara buldozerelor comuniste biserica Sfântul Spiridon Vechi, dar și mănăstirea Sfânta Vineri. Și alte sute așteptau sfârșitul. Cine ar fi putut să-l convingă pe Ceaușescu, un atău convins, că sălașurile Domnului rămăseseră singura redută unde românii înfometați, înfrigurați, lipsiți de speranțe, veneau să se roage? Capul bisericii de atunci, dar și de acum, își amintește că nu i-a fost deloc ușor să se opună comuniștilor. N-am stat cu capul plecat, așa cum am fost eu de multe ori acuzat de cei care n-au cunoscut istoria bisericii noastre. Când Ion Dincă, în numele conducerii de atunci, îmi impunea ca să dispare de aici patriarhia și catedrala, s-a hotărât sistematizarea capitalii noastre. Și spuneam, este imposibil lucrul acesta, pentru că se poate întâmpla ceea ce el a recunoscut în un interviu al său. S-ar putea întâmpla o revoltă, o acțiune neașteptată, că lumea în 87, când stăteam eu de vorbă, era fierbea lumea de nemulțumiri. Bisericile cădeau una câte una, iar patriarhul nu se putea împotrivi singur prigoanei comuniste. Bisericile erau cele mai multe dărâmate, dar și în timpul meu se dărâmau și mi s-a spus de către cei pe care eu tot îi consultam că a fost o decizie generală la început, când s-a sistematizat orașul, că ar fi participat din partea bisericii cineva și deci ar fi fost o înțelegere. Dar nu, asta nu s-a adeverit. Învățase de la predecesorul său, Patriarhul Justinian Marina, să nu slujească la doi stăpâni. Rezistența din interiorul bisericii era așadar, ca strategie, mult mai importantă. De la el am învățat foarte multe și între care și această permanentă confruntare și hărțuială cu comunismul, cu reprezentanții lor. El nu-i refuza și stăruia și discuta până când biruia el. Atunci când venea dânsul de la discuțiile foarte grele cu ei, cu cei mai mari, îi se aduceau acuzații din acestea, că lucrează împotriva guvernului, că lucrează împotriva, și el dovedea, avea acte și o mapă plină, că dovedea contrariu.